Aqua. Suntem în cartierul electrolizei, doamnelor și domnilor, aici unde se pare că noua câștigătoare a Eurovizionului din acest an, Conchita Wurst, a stârnit mari, mari controverse. Câțiva protestatari au ieșit în stradă pentru a-și exprima nemulțumirea față de Eurovizionul 2014. Ce scandați aici? Nu vă supărați! Păsă cârnat! Ce? Păsă cârnat! Adică? Adică așa o cheamă pe fata asta, Păsărica Cârnat. Păsă Cârnat! A, deci dumneavoastră o apreciați? Da, o apreciem! E un adevărat gentleman! De când așteptam și noi un solist așa complet să ia Eurovizionul? Complet? Da, păi fata-i bună și la voce și la instrumente. La ce instrument? La cimpoi cu labde. Cu ce? Cu bile, doamnă! Cimpoi cu bile! LR, cârnatule! Așa, și voi? Noi nu suntem de acord! Niciodată! Ce ne trebuie, doamnă, blasfemii din astea? Nu-i destul că-l avem pe nemernicul ăla de Naomi? Conchita! Nu uita! Nu ne place pușca ta! Poftim? Ce ați spus? Pușca ta! Nu ne place pușca ta! Deci voi sunteți două grupuri aici. Deci da, și nouă ne place! Lor le place, vouă nu vă place. Da, păi lor le place Conchita că seamănă cu unguru. Aula-i pe fumatul ăsta, cum să semene, bă, cu unguru? Păi uitați-vă, doamnă, barbă de două zile are, are? Da. Văd. Na, și când îi bei pălinca, plânge ca o fetiță. Ce? Mi-ați băut pălinca? Vedeți, vedeți cum se agită fetița, zici că e Pepsi cu Mentos. Haideți, domnule, e clar că domnul e bărbat. Îți bărbat, măi, dică ăsta, vrei să-ți puși cu o pedală? Eu n-aș fi așa de sigur. Azi dimineață când a făcut pișu, stătea cu cuț, nu în picioare. Băi, gata, băi, dar ce e aici, măi, dică ăștia? Liniște, mai bine păsă cârnat decât dospalău ăla de oatu. LR, cârnatule, LR. Stați, opriți-vă puțin. Da. Încerc să înțeleg, ce admirați oameni buni la această Conchita Wurst? Doamnă, femeia cu șorlobancă reprezintă schimbarea. Aveam nevoie de o schimbare. Aveam? Da, o impresionat toată planeta, vă dați seama? Florin Salam s-a oferit să compună maneaua Eurovizionului în duet cu Conchita asta. Vă dați seama ce mare au ajuns? Zău, n-am auzit, își fac trupă împreună? No, s-o făcut deja. Da, și și cum se numește? Ce, trupa? Trupa. Salam cu barbă. Pe bune? Da, plus că, doamnă, eu o propun pe Conchita Wurst la președinția României. Poftim? Da, ne trebuie, domnule, o femeie la conducerea țării. Istoria ne-a demonstrat că toți bărbații ăștia de după Revoluție au făcut numai tâmpenii. Bine, dar dacă vrem femei, o avem pe Elena Udrea. Nuții, aia e sifon, mă. Și de ce Conchita? Pentru că asta e o țară de derbedei. Avem nevoie de o femeie cu coaie. Unguru! Ulan! Le violon hongrois.